Compania Molțel aniversează 12 ani de activitate. Cu prilejul acestei zile, operatorul i-a invitat pe primii clienți ai săi la un eveniment unde aceștia au primit în calitate de cadouri câte un smartphone HTC. Cei care s-au conectat cu 12 ani în urmă la operatorul de telefonie mobilă spun că rămân mulțumiți de serviciile și ofertele avantajoase ale companiei până în prezent. M-am devenit deodată client Molțel și până în ziua de azi. De servicii, mulțumesc. Da, mulțumit, foarte mulțumit. Хочу пожелать вам дальнейшим успехов, таких клиентов надежных, как мы, и всего самого наилучшего. Unul dintre motourile noastre a fost că Republica Moldova și cetățenii din Republica Moldova merită tot ce e mai nou și tot ce e mai bun din domeniul telecomunicațiilor din lume. Și am făcut asta și o facem și o spunem cu mare mândrie că am reușit să aducem telefonia mobilă în fiecare familie, în fiecare casă. Eforturile echipei Molțel au fost apreciate și de către reprezentantul conducerii grupului Telia Sonera, prezent la eveniment. We would like to congratulate Molcel for their successful 12 years, and we see huge potential in Moldova in the coming years also, and we are here to stay for many, many 12 years, as long as the people of Moldova, our customers, want us to be here. În cadrul acestui eveniment, Molcel a lansat și produsul Internet ca lumea. Alegând unul dintre pachete, clienții pot obține 1, 5, 10, 25 sau 50 de gigabytes trafic lunar la un preț irezistibil de mic. Mai mult, Molțel oferă dublu trafic timp de 6 luni tuturor abonaților noi la serviciul internet mobil, care se vor conecta în perioada 27 aprilie-31 august 2012. Tot astăzi, Molțel a lansat și câteva opțiuni pentru cei împătimiți de internet și rețelele sociale. Pe 28 aprilie 2012, cu ocazia împlinirii a 12 ani de activitate, Molțel va organiza un concert de zile mari în Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău. În cadrul acestuia vor concerta în fața publicului interpreta Oceana, trupa Mandinga, Timati, Smiley și concurenții Fabricii de Staruri.